Investiții de lux la Berceni. Primăria, prin hotărâre de Consiliul Local, a investit aproape 83.000 de lei fără TVA în coșuri de gunoi și pubele. Coșurile de gunoi au costat 450.000 de lei fără TVA bucata, dar sunt personalizate și sunt din metal, spune viceprimarul. În plus, au fost achiziționate și 17 bănci, 5 dintre ele montate la ieșirea din comună spre Ploiești, pe marginea unui drum județean. Băncile au fost montate. Întrebarea care se pune este cine le folosește, având în vedere că în zonă nu sunt trotuare, iar cei care trec pe aici, în general, sunt cu mașina. Un coș de gunoi costă 450 de lei fără TVA, o bancă a costat 380 de lei fără TVA. Și pubelele 1250 fără TVA. A fost investiție, a fost aprobată în Consiliul Local, am avut un caiet de sarcini, am făcut licitație pe SEAB, a câștigat o societate și am făcut achiziția. Considerăm că este un lucru bun pentru comuna Berceni să avem o comună curată. Cele 5 bănci au fost montate la ieșirea din comună pentru că... Astea le-am pus pentru a se odihni cei care circulă pe acolo. Dar ce spun oamenii? Dacă vine cu vaca la păscut... Pentru asta se montează. Nu știu. Dar ce bă, aveți de idee? Că pe aici nu știu, este nu știu, nu văd rațiune acolo. Mai bine să face aici o copertină pentru stația de autobuz și eventual o băncuță aici. Nu sunt utile pentru că pe acolo nu circulă nimeni, doar cu mașinile când vor să meargă în oraș. În rest, pe aici mai stau copii, adolescenți, atât. Trebuiau puse în altă parte? Da, prin sat ar fi mai bine. Bă, o stație de autobuz aici. Când plouă, când ninge, copiii merg la școală. Nu sunt deloc utile. Ați văzut că s-au montat băncuțe acolo? Da, da. Frumos, frumos. Este așa calm. Fără sens? Nu, este frumos așa și noi să zicem într-o țară civilizată, tot. Dar le folosește cineva? Cum să? Cine? Oamenii ăștia pe aici. Păi care? Că cei mai mulți trec ei săraci. Păi până acum erau pline de iarbă, buriana peste ei. Le tai. Da? Da. În privința coșurilor de gunoi, cetățenii spun că lumea trebuie să învețe să le folosească. Sunt foarte frumoase și sperăm că și utile vor fi pentru localnicii noștri. Deocamdată nu sunt folosite. Deocamdată n-a trecut prea mult timp de când au fost puse în funcțiune. Urmează să mai pun, am înțeles, și altele. Și să sperăm că se va vedea în timp și o schimbare în privința mentalității și a... până la urmă civilizației. Iar investițiile nu se termină aici, spun autoritățile. În zona unde au fost montate cele 5 bănci, se va amenaja o pistă de biciclete, dar vor fi făcute și trotuare care vor fi iluminate. Poate așa băncile vor deveni utile.